revanș în fața Piteștiului. Cum a fost această partidă din punctul nostru? A fost o partidă dificilă din punctul nostru de vedere. Știam că trebuie să ne luăm revanșa, după cum v-am spus și după meciul cu Galați, trebuie să ne luăm revanșa față de meciul pierdut la Pitești. Era important o victorie astă seară și este foarte bine că a venit la o diferență mai mare de scor decât diferența la care am pierdut în tur acolo. Asta nu neapărat să fie o diferență atât de mare, pentru că am văzut că la un moment dat dumneavoastră și antrenorul certa jucătorii pentru fiecare greșeală. Sper că planul nostru a fost să câștigăm acest meci. Noi cu asta am pornit de la început. Le-am spus băieților, dacă vom reuși să ne distanțăm la o diferență care să ne ofere o anumită siguranță în privința victoriei, după aceea pe planul 2 am vrut să avem această diferență tocmai ca să putem fi în caz de egalitate peste echipa din Pitești în clasament, în eventualitatea unei egalități.